O să facem un buget noaptea ca hoții, a afirmat premierul Marcel Ciolacu în deschiderea ședinței de guvern în care proiectul bugetului 2024 a fost aprobat. Ședința în care proiectul de buget pentru 2024 a fost adoptat s-a încheiat la miezul nopții după ce a început cu o întârziere de 9 ore, astfel încât toate avizele necesare să fie primite pentru acest proiect. O să facem un buget noaptea ca hoții. Adoptăm astăzi bugetul de stat pe 2024, unul axat pe investiții de circa 7% din PIB. Anul viitor, investițiile vor contribui cu jumătate la creșterea economică, iar creșterea investițiilor va fi dublă față de cea a consumului. Aici, de fapt, este cheia dezvoltării României, unde, câteodată cu discuții lungi, câteodată și mai aprinse, am lucrat cu toată echipa guvernamentală, dar, cum este corect, vreau să-i mulțumesc domnului ministru al Finanțelor pentru tot efortul depus în toate cele 6 luni. Fiindcă cunoaștem cu toții cum a trebuit să gestionăm această situație în întreaga perioadă. Acesta a precizat că se urmărește o creștere economică de 3,4%, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană. Asta înseamnă 150 de miliarde de lei în plus la PIB-ul României față de acest an. Bugetul asigurărilor sociale, pe care îl aprobăm tot azi, probează că există bani atât pentru creșterea pensiilor de la 1 ianuarie cu rata inflației de 13,8%, cât și pentru recalcularea pensiilor din 1 septembrie. Sunt prevăzute și fonduri pentru a crește alocațiile și ajutoarele sociale. Majorăm, așa cum am promis, salariile profesorilor și există necesarul pentru o mărire de 5% în sistemul bugetar, nu și la demnitari. Este un record absolut după 1989. Avem cel mai mare buget din istorie la educație, cu peste 21 miliarde de lei mai mult față de 2023. La transporturi alocăm cu 27% mai mulți bani pentru a susține investițiile din infrastructură. Asta înseamnă 6,5 miliarde lei în plus pentru alte loturi de autostradă finalizate, trenuri electrice, vagoane noi și lucrări de modernizare a porturilor, a transmis premierul. Potrivit acestuia, există suplimentări majore între 30 și 50% în plus pentru sănătate, mediu și dezvoltare. Acesta a afirmat de asemenea că se finanțează masiv toate prioritățile guvernării, capitolul uman din educație, noi unități moderne în sănătate, dezvoltarea infrastructurii, protejarea mediului și modernizarea condițiilor de trai în comunitățile rurale. Repet, nu vor fi creșteri de taxe în 2024, majorarea de venituri fiind exclusiv efectul multiplicării economice a investițiilor și, evident, al luptei contra evaziunii. Am pretenții sporite de la fisc și VAM în 2024 să-și facă mai bine treaba cu instrumentele digitale adecvate pe care le au acum. E-factura, e-transport, e-sigiliu. În plus, avem pe agenda azi decizii precum modificarea codului VAMAL, adoptarea strategiei antifraudă și un nou proiect de digitalizare la Ministerul de Finanțe. Efectul cumulat trebuie să fie reducerea evaziunii și colectarea mult mai bună la buget, a mai declarat Marcel Ciolacu. Premierul a reiterat ideea că vor fi scăzute cheltuielile statului. Săptămâna asta am discutat reorganizarea 6 ministere, săptămâna viitoare continuăm cu restul. În final vor rămâne mai puține instituții cu puncte unice de avizare a documentelor, reducând astfel birocrația. Important este că ne atingem obiectivele și pe 2023, a adăugat prim-ministrul României. Președintele Senatului, liderul PNL, Nicolae Ionelciuc, a transmis că proiectul legii bugetului trebuie votat în Parlament până la Crăciun. A fost planificată și este în continuare planificată ședința de guvern pentru aprobarea legii bugetului pentru anul 2024 și împreună cu toți colegii mei, împreună cu premierul, am mai luat încă o dată la mână toate caietele de buget, toate detaliile care câteodată, chiar dacă par minore, produc efecte care sunt mai greu de controlat sau de rectificat. Am preferat să mai zăbovim pe aceste cifre, să mai discutăm încă o dată cu fiecare ordonator de credite în parte și în scurt timp va începe ședința de guvern, astfel încât să avem bugetul aprobat, să plece către Parlament și mâine să organizăm ședința birourilor permanente reunite. Începând de săptămâna viitoare să intrăm în Parlament cu dezbaterea pe buget, până în Sfânta Sărbătoare a Crăciunului să avem bugetul pentru 2024, a transmis președintele Senatului. Nicolae Ionelciuc a subliniat că începând din 2021, în fiecare an, bugetul a fost finalizat
până la sfârșitul anului și nu în primele luni ale anului următor.